Haideți să vedem cât costă aproximativ o viză pentru a putea să muncim legal în Anglia, Marea Britanie, UK. Trebuie să avem suficienți bani ca să plătim taxa standard pentru a aplica, care este între 610 și 1408 lire să achităm taxa pentru Sistemul Național de Sănătate, care este, 600, este de obicei 624 de lire pe an. Și de asemenea trebuie să dovedim sistemului că avem suficienți bani ca să ne putem întreține în momentul în care ajungem în această țară. Pe site-ul Guvernului Britanic găsim menționat că trebuie să avem un minim de 1270 de lire și din acest punct de vedere. Și haideți să începem să facem niște calcule. Pentru o viză valabilă pe 3 ani, avem taxa pentru Sistemul Național de Sănătate, care nu este o opțiune, pur și simplu trebuie plătită: 624 de lire ori 3 ani, 1872 de lire, la care adăugăm taxa, pentru, taxa standard pentru a face aplicația pentru această viză. Dacă jobul pe care noi urmează să-l facem se află pe o listă numită Shortage Occupation List, vom plăti pentru taxa standard suma minimă care este 610 lire. Dau exemplu cu această sumă. Plus 610 lire avem 2482 de lire, la care mai adăugăm și cei 1270 de lire pe care sistemul ni cere să îi avem ca să dovedim că ne putem întreține când ajungem aici. Și am ajuns în total la suma de 3752 de lire pentru o singură persoană. Dacă vrei să îți aduci soțul sau soția sau copii, trebuie să plătești pentru fiecare persoană în parte. Dar la aceste lucruri sunt multe alte chestii de discutat. De exemplu, poate că angajatorul tău poate să acopere anumite cheltuieli și dacă poate să confirme pentru tine acest lucru și te sponsorizează, nu va fi nevoie să dovedești că ai 1270 de lire cash. Dar dacă va fi nevoie să uh, să îi demonstrezi, sistemul menționează că ar trebui să îi ai în contul bancar cu cel puțin 28 de zile înainte să faci aplicația. Mă rog, lucrurile de genul le-am explicat deja într-un videoclip, se află pe canalul meu de YouTube. Puteți să tastați pe YouTube, skilled worker visa Cosminu Gain și veți găsi videoclipuri în care... Videoclipul în care am prezentat aceste demersuri care trebuie să aibă loc în momentul în care vreți să obțineți viză pentru a munci legal în această țară. Informați-vă înainte să luați legătura cu X și Y, pentru că sunt mulți români care încearcă să vă tragă în țeapă și trebuie să știți care sunt de fapt demersurile legale, să știți pașii prin care trebuie să treceți.